Părinte profesor, vă mulțumim mult. A fost o expunere completă și bogată, concisă în același timp, dar și completă și chiar foarte generoasă. Părinte profesor, legat de Duminica a cincea a Cuvioasei Mariei Egipteanca, credeți că, sau ce anume credeți că este mai greu de făcut sau de împlinit, de dobândit, dacă vreți, momentul acela al convertirii, având o capildă, ca de exemplu demn de urmat pe Cuvioasa Maria Egipteanca, moment al convertirii care cred că ar trebui să-l aibă fiecare, sigur, la măsura și la proporțiile sale, sau de păstrat sau de luptat, de menținut această convertire sau această arvună și bucurie a convertirii. Că sunt mulți, și este și zelul convertitului, și sunt mulți oameni care au acest entuziasm, dar care în fond, în final, se concretizează, dacă vreți, într-un foc de paie. Deci ce este mai greu de dobândit? Momentul cheie, zero, în care spunem stop păcatului, nu păcatului, gata, sau pur și simplu lupta pe care trebuie să o avem ulterior. O luptă, cred eu, susținută. Sau și una așa? Eu cred că la noi e ca la semafor. Când e roșu, când e verde. Adică spunem stop și o luăm de la capăt. Aici, de fapt, v-ați vrut să spuneți. Acum, dacă vorbim de Maria Egipteanca, e vorba de o extremă. Extremă în sensul că de obicei oamenii care ajung să păcătuiască în felul ei, și aici nu mă refer la faptul că ea păcătuia trupește în special, că despre asta e vorba până la urmă, nu? Că avea acest păcat trupesc dus la extrem, adică dincolo de limitele imaginabile, aproape că nu-ți vine să crezi că se poate întâmpla acest lucru. Fiecare dintre noi putem avea un păcat pe care să-l ducem la extrem. Eu știu, invidia poate să fie comparată cu ceea ce făcea Maria Egipteanca la nivel trupesc. Ea nu era o femeie rea, adică nu cred că se certa cu ceilalți. Din contră, ați văzut că intra în vorbă, încerca să fie pe placul tuturor, ca să spun așa. Când ajungi să păcătuiești foarte mult timp și încă din copilărie, cum a făcut ea, e adevărat că e foarte greu să ajungi la acel moment când să spui stop. Și sunt puțini cei care reușesc să spună stop. În același timp ați văzut că așa se fac lucrurile, cu de mâine gata, sau din acest moment gata. De exemplu, cu țigările sau cu cei care se amăgesc așa că hai că mă fumez câte mai puține, nu reușesc. Dacă spui stop, gata, mai ales în literatura rusă, ne putem de multe exemple în acest sens. Cu orice păcat e bine, se poate întâmpla să ai un moment zero, dar e foarte greu, apropo de care e mai greu, să ajungi la acel moment. De a lua o decizie radicală. Da, există după aceea bucuria convertitului, adică, și când spun convertit, nu spun în sens peorativ, în sensul că omul care a reușit să biruiască un păcat la începutul acestei biruințe este foarte bucuros de lucrul ăsta. Ați văzut, când reușești să scapi din anumit lucru, simți o bucurie. Numai că, de foarte multe ori, așa cum ați anticipat, poate exista un moment în care o mică ispită, aparent mică, să te reîntoarcă la... Să recidivezi. Da, exact în locul respectiv. Problema e, de asta am făcut comparația cu semaforul, să nu-l lași ca cele stricate pe intermitent. Adică să reușești să ajungi din nou la acel moment zero și să scapi de ispita respectivă. Și oricum, viața noastră este o luptă între a scăpa de ispită și a păstra această scăpare care vine permanent. Nu o să fie niciodată, cred, perioada în viața unui om în care se spună n-am niciun fel de ispită, eu sunt... Mai sunt oameni care, ce vă spun de la spovedit, îți vine să le dai o aureolă când pleacă de sfânt. Că vin și spun, părinte, eu n-am nicio problemă. Chiar nimic așa? Nu, zice, nu. Niciun păcat, nu, nimic. Adică ai impresia că e în față Maria Egipteanca după pocăință.
Adică asta se cheamă un fel de imaculată concepție despre sine. Ori nimeni care trăiește pe acest pământ nu poate să spună că chiar nu are niciun fel de păcat sau niciun fel de mustrare de conștiință. Dar asta arată că omul nu mai are conștiința păcatului și nu își mai dă seama când greșește. Că există și această obișnuință cu păcatul, adică fac azi un păcat, mă obișnuiesc cu el și mă îndreptățesc, găsesc motive, dau vina pe ceilalți, pe societate, pe politicieni, pe serviciu. Și mă gândesc, părinte profesor, și la tine, și nu numai, dar mă gândesc acum în mod concret la tine, care sunt foarte predispuși și în virtutea unei precocități, sunt foarte predispuși multor nuanțe ale păcatului și multor perversități și subtilități ale păcatului săvârșit în variate forme absolut, dacă vreți, noi, inedite. Eu cred că sentimentul ăsta l-au avut toți când erau tineri. E adevărat că astăzi posibilitățile sunt mult mai mari, dar cred că fiecare vârstă are ispitele ei. Tinerețea, într-adevăr, este, de asta se spune, păcatele tinereților mele nu le pomeni, Doamne. N-am auzit expresia, păcatele bătrâneților mele nu le pomeni, Doamne. Dar sunt păcatele bătrâneții care uneori sunt mai groaznice decât cele ale tinereții. Și sunt, din nefericire, oameni în vârstă la care constați ispite de, care sunt proprii oamenilor de 20 de ani. Adică lucrurile s-au amestecat atât de tare, încât pericolul, care e evident mult mai, e din ce în ce mai mare, ne afectează pe toți, la orice vârstă ar fi. Expresiile acelea cu criza vârstei, nu știu care, sunt prezente la orice vârstă. Oricum, nu va fi mai bine. Eu nu cred că mergem neapărat spre Împărăția lui Dumnezeu așa ușor, fără niciun fel de risc, fără niciun fel de asumare a suferinței. Și până la urmă, ceva care se obține cu efort e mult mai frumos decât ceva care vine de la... Cum ar fi să primim mântuirea așa, ca un dar cu primind pensia? Nu, nu merge. Adică mântuirea implică un efort de care ne-a avertizat Mântuitorul. A spus, în lume necazuri veți avea. Nu ne-a spus, credeți în mine, fiindcă de acum încolo nu veți mai avea niciun fel de problemă. Și așa este firea omenească, căzută în păcat, că dacă nu cădea, nu avea această problemă, trebuie să-și răscumpere această calitate de sau tendință spre păcat. Dar acum avem marea șansă că Mântuitorul însuși, prin răstignirea și învierea sa, ne-a oferit gratis medicamentul nemuririi. De asta cântăm cu moartea pe moarte călcând, adică Mântuitorul a învins moartea, noi suntem doar invitați, cu un sacrificiu oricum minim în comparație cu al lui, să primim acest mare dar pe care el ni l-a oferit. Întrebare. Vă rog frumos, spuneți. Marie Ghiteanca, salutați 17 ani. Ispite, cu ispita și cu... Ce s-a întâmplat după 17 ani? Ce s-ar fi întâmplat dacă revenea în lume? Sau ce a determinat să rămână în continuare acolo? Dacă aș fi fost Părintele Zosima, v-aș fi spus. Da, cred. Nu știți de ce? Pentru că revenind în lume, eu vă spun, eu am fost o fumătoare. Și ați spus adineaur că rupt cu voință. Nu, fără rugăciune nu faci. Eu am vorbit fără... de că trebuie să renunți. Bineînțeles că se spune acest neam de demon este cu rugăciune și cu post. Toate celelalte sunt, într-adevăr, esențiale, dar m-am referit la faptul că nu pot, sau e foarte greu să scap de un păcat încercând așa treptat să... Marie Ghiteanca n-a zis, mai stau în Ierusalim 2 săptămâni și după aia plec. Nu. În momentul ăla a plecat. Da, așa este. Și cred că, apropo de ce ați întrebat dumneavoastră, faptul că a avut această putere și voință, la care cu siguranță că Dumnezeu a pus degetul și a stăruit în pocăință 17 ani, practic, acel moment după 17 ani a fost un dar de la Dumnezeu, de a nu mai fi ispitit de acele gânduri. Ea putea fi ispitită până la 47. Așa. Adică, nu e o garanție că dacă te-ai pocăit, gata... 17 ani de timp de tot ce lume, ispita
Asta e. Cu siguranță. Acum, iarăși am spus că e un caz extrem și un caz special. Nu înseamnă că fiecare dintre noi trebuie acum să ne retragem, trecem aici pe autostrada Soarelui și nu ne mai întoarcem ca să stăm acolo, să ne descopere Părintele Gogol aceste 47 de ani. Ci suntem provocați de Dumnezeu să trăim această pocăință la nivelul nostru, în apartamentul nostru, acolo unde lucrăm, unde trăim. Nu, eu vă spun că eu am fost o fumătoare și fără rugăciune nu m-am reușit. Dar să știți că sunt și oameni care nu se roagă și au o voință atât de puternică încât probabil la ce dar nu e cel mai grav lucru care se poate întâmpla. Nu, nu asta era important. Important e perioada după. Vă spun că după aceea foarte greu mi-a fost. Nu puteam să văd pe stradă cineva că și-a prinde bricheta. Închide bricheta. Imediat m-a apucat. Deci nu mai fumam de un an de zile. Tot. Aveam, visam noaptea că fumam. Și adică vis... cred că doamna se referă dacă cumva adică nu poți la un moment dat intra într-un sevraj da. Cu complice. Că după aia, deci aveam țigărită, tungerea, că stai tot, da. Oricând puteam, eram tentată. Poate fi asemănarea cu ce s-a întâmplat cu Maria Egipteanca, acum nu zic de dumneavoastră, dar în sensul că la un moment dat n-ați mai avut problemele astea, nu? Nu acum, de exemplu, dacă cineva fumează nu, acum nu mai am același sentiment, că nici măcar nu mai visez noaptea, nu mai visez noaptea. Dar asta este perioada de, cum spune, ca la cei care se droghează săraci, adică în momentul în care noi, sau cei care beau, și eu beau cafea, adică mie... Dar vă spun ce zici, și acum am că mă rog, și mulțumesc, deci acum mă rog pentru acest... Și dacă îmi spui, uite, de mâine nu mai bei cafea, dar haideți să schimbăm subiectul. Alte întrebări? Domnul Dincă. Am învățat de la părinte în seara asta. Domnul Mircea. A fost cea mai fructuoasă. Da. Nu, vreau să-l rog pe părinte să-mi spună dacă persistența aceasta, că se întâmplă să revină ispita. Trebuie să luptăm în continuare să... Adică ce se întâmplă când revine, când tot ne paște așa? Asta spune egal la Pateric, când l-a întrebat, zice, părinte, ce fac? Acum, nu sunt eu părintele dumneavoastră, dar un ucenic s-a dus la Ava și a zis, de ce fac? Vă lucrat. Ce ridică-te, ori de câte ori caz, ridică-te și fiindcă în ceea ce vei fi găsit, în aia vei fi judecat. Adică, eu pot să am 10 ani de ispite și de desfrâu și așa, dar dacă m-am pocăit, Dumnezeu n-aia mă judecă în situație. De asta tâlharul de pe cruce a dobândit mântuirea. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, ai văzut hoțul, până și mântuirea a furat-o. A fost primul cetățean al raiului. Dar Sfântul Ioan l-a simțit, cum se spune, a zis, uite, hoțul, până și mântuirea a luat-o pe ultima sută de metri. Dar să vezi și la școală. Erau din ăștia care învățau toată ziua, nu știu ce. Și venea unul în ultimul moment. Și ăla, lui Dumnezeu nu că îi plac păcătoși. M-a scris acum un, poate ați citit, un jurnalist celebru. Dar în fine, nu intrăm în amănunte. Adică, dar n-a înțeles exact ce a vrut să spună Mântuitorul. Adică lui Dumnezeu nu îi plac păcătoși în sensul că lui îi place să păcătuim. Dar cum spune în Evanghelie, se bucură de întoarcerea celui păcătos. E problema fiului risipitor și a fiului celui mare. Noi ăștia din biserică suntem mai degrabă la mare, nu la mic. Noi suntem cuminți, avem prezențe, lucrări de seminar, ca la facultate, știți? Totul îmbrăcat de seminar. Și când vine unul, poate să intre pe ușă un păcătos pe care dumneavoastră îl știți. Așa, zice, wow, uite și cu ăsta. Părintele a vorbit cu el. Îl bagă în seamă, fămire nu mă bagă în seamă. Mie nu mi-ai dat un el. Dar poate ăla nici n-a cerut elul. Adică n-a fost capabil să... Și de asta Dumnezeu, ca și Tatăl din pilda fiului risipitor, este bucuros în momentul în care ăla năzdrăvan, ăla păcătos se întoarce. N-ați văzut că dacă ai 2-3 copii, ăla care e un pic mai năzdrăvan, rămâne un pic la suflet mai mult decât ceilalți, deși noi spunem că nu facem diferențe și așa mai departe. Încă o dată, nu e invitație la păcătuit, ci de asta și facem și metanii. Metanie este o participare a trupului la rugăciune. Și eu fac metanie și chiar părinții spun să nu rămâi acolo cu capul, că te ia somnul. Adică ridică-te. Imaginea mea care am căzut, dar mă și ridic imediat. Și de asta am post să fac metanii mai multe, fiindcă și trupul participă mai mult la rugăciune. Adică eu postesc nu ca să
Că e obsesia asta, deci au luat, are lactoză. O praf de zer. Și vine și spune părinte, am mâncat cu praf de zer. Adică facem din, eu nu spun să mănânci cu lactoză și cu lapte, dar să nu fii obsedat de lucrul ăsta. Dar dacă tu mănânci de post și este crenguș și pateu și te gândești, azi ce salată să mai fac? Cu guacamole, cu, ăsta e cu avocado, cu... Nu știu, ați auzit când erați mici. Așa, nici nu puneați gura pe așa ceva. E, adică acum cauți tot felul de elemente care să fie regulamentare la compoziție. Mă iertați, dar mai bine mănânci un ou prăjit decât să mănânci crembus de post. Adică, care e diferența? Eu mănânc crembus și mănânc cașcaval, nu? Că există acum, da, maioneză, da, da. Ca să-mi dea mie senzația și gustul de cașcaval și de crembus, fiindcă eu vreau să mănânc de fapt cașcaval. Apropo, părintele Teofil, care ia... Să fiu, să mâncați ouă, am zis doar așa ca să... Părintele Teofil Părean a avut la un moment dat această replică la o conferință. Dragă, mă tem că unii dintre noi mâncăm de post, dar cârtim și judecăm de dulce. Da. Părintele... Avea replici. Da, acum mai e în text al Sfântului Asteria la Masiei. E un sfânt care a spus... Poate, nu știu pe vremea lui, nu mai știu exact în ce secol a trăit, dar oricum în primul mileniu, a fost întrebat de mâncărurile îndelung meșteșugite de post. Și imediat îți vine în minte tot raionul ăla de la Oșan, așa. Și zice, cei care îndelung meșteșugesc mâncărurile de post, se aseamănă cârciumarului care pune apă în vin. Adică, pe vremuri știți că se întâmplă asta, probabil și acum se mai întâmplă. Adică falsifică băutura respectivă. E ca și când, iar Părintele Șmemlan spune, una e postul și alta e postirea. Adică postul poate fi împlinit în litera lui, dar postirea e duhul postului. Iar mâncarea e numai un subsidiar, numai un ajutor. De asta sunt persoane care au anumite suferințe și primesc dezlegare de la duhovnic să mănânce lactate, de exemplu. Că el ia iaurtul ăla, nu că zice, e prea bun, prea ca la țară, ci îl ia, fiindcă știe că îl doare stomacul, îl ia ca pe un medicament. De asta se spune că postul de bucate trebuie însoțit de postul de păcate. Exact. Și e reversul celălalt al zicerii când spun oamenii, nu contează lumea, acum mai bine să fie om bun și mănânc de dulce. Adică cele două extreme de care trebuie să ne ferim, că nu... Iată, cum spuneam mai devreme, e important la început măcar de la mâncare să te abții. Și după aceea, de asta și prima perioadă este mai aspră cu mâncarea și după aceea vine Ioan Scăraru cu Scara, cu Maria Egipteanca, adică ești invitat un pic la a aprofunda cele duhovnicești, ca să ne apropiem, că practic acum pentru noi cei de astăzi, că nu ne mai botezăm, este pregătirea pentru jertfa Mântuitorului. E ca și când urmează, eu știu, în familie, un eveniment destul de riscant. Gândiți-vă o operație. Când cineva din familia noastră trebuie să facă o operație. Nu-ți vine să... Nu? Te pregătești și tu un pic. Nu faci anumite lucruri. Starea ta de dinainte e cumva pregătitoare pentru evenimentul care urmează. Nu mai spun de când cineva moare din familie. De asta ținem doliu și ne abținem de la anumite lucruri. E, acum moare Dumnezeu. Dar înviază. Și de asta, dacă spune, murim împreună cu El, ca să înviem împreună cu El. De asta cei care nu postesc, cei care nu participă la slujbele bisericii, nu au cum să trăiască Paștele așa cum trăiesc cei care sunt ancorați. Eu dacă postesc, acum postesc împreună cu toți cei care postesc. Mai când ăsta trebuie să mă liniștească? Faptul că eu postesc și dumneavoastră postiți și suntem împreună în efortul ăsta. Iar la Paști, dacă vin doar să iau anafura aia stropită cu vin și plec acasă și mănânc și rămâne părintele cu 100 de oameni la liturghie, nu e genul, sunteți credincios, da, merg, iau lumină, aprind lumânări și ce mai fac? Și primesc preotul cu botez. Da, adică nu e suficient. Dar acum știți cum e. Noi ne rățuim tot la ea care vine la biserică. Da. Puteți să ne expuneți în câteva cuvinte pot, ce? Zilele săptămânii mari, lumea cea mare. E frumos.
Da, acum ele... Să ne tălcuiți în câteva acolo. Cu smochinul neroditor și dreptul Iosif, e parcă în prima zi. Smochinul neroditor, știți că Mântuitorul a văzut un smochin și l-a blestemat. Și foarte mulți n-au înțeles de ce l-a blestemat, mai ales că scrie în Evanghelie, nu era vremea roadelor. Numai că cei care se ocupă de exegeza Scripturilor au spus că în Țara Sfântă, smochinii care cresc, datorită climei, dau, cum e și pe la noi, azi, sunt copaci care mai fac un rând de oameni. Și practic nu există moment al anului în care să nu aibă măcar roade în formă mică, da. După ce au ieșit din floare. De fapt, e imaginea poporului evreu care n-a adus roada respectivă. Cu smochinul e mai interesant că, uite, pomul raiului, ce pom era? Ce știți că era? Măr, așa știți, dar nu scrie în Biblie așa ceva. Bine, noi avem mărul lui Adam. Dar la Sfinții Părinți e smochin. Bine, nu avem smochina lui Adam, dar de ce smochinul? Fiindcă și primii oameni și-au făcut haine din frunze de smochin. Și smochina, dacă ați mâncat smochina din asta crudă vreodată, ea e verde așa și înăuntru e foarte dulce și cu semințe multe, imaginea păcatului care... Și te leșină, ați văzut că dacă mănânci semințe de asta, smochine, te leșină. Mărul e o invenție apuseană din arta apuseană din Evul Mediu. Nu e. Dar în Scriptură nu scrie. I-a dat Eva un măr și... Dar a rămas acest măr ca imaginea păcatului. Și ați văzut că, uite, apropo de să mă spovedesc. Vedeți ce are telefonul ăsta aici? Un măr. Deci, imaginea de la Apple este mărul mușcat, fiindcă atrage, dar și un preot are. Deci păcatul. Da. Și noi europeni măr avem, n-aveți smochin. Europeni, noi creștini. Da, crezi și la noi smochin, să știți. Nu, vreau să spun că smochinul... Și de voi aducem salcie. Da, erau stâlpări acolo, nu. Ei n-aveau salcie ca noi. Da. Și Iosif, e vorba de Iosif din Vechiul Testament, care a fost vândut de frații săi, știți că l-au aruncat într-o groapă și au zis că e mort, a ajuns în Egipt prim-ministru, cum s-a spune, da, și n-a furat fondurile, ci le-a folosit în interesul poporului și a fost apreciat și a ajuns la Putifar. Bine, a avut și o problemă cu soția care a încercat, așa. Dar Iosif este imaginea lui Hristos, care a suferit pe nedrept, că și el era, a fost, au vrut să-l omoare pe nedrept frații lui. Că și Mântuitorul a fost omorât de frații lui, de cei care... Așa. Marți este pomenirea celor 10 fecioare din Sfânta Evanghelie. Aici e logic. Privegheați și vă rugați că nu știți ziua nici ceasul când va veni Fiul Omului. Adică suntem îndemnați la o trezvie adâncă. Aici tâlcuirea e și mai... Dar ne lungim foarte mult. Dacă stai și te gândești ce făcea mirele ăla cu 10 fecioare. Adică pentru noi cei de astăzi pare o nebunie. E vorba de alaiul miresei, de fapt. Una singură era cea care urma să se căsătorească cu mirele, dar până astăzi a zis că la nuntă mireasa vine cu fete, cu... și mirele cu... Da, exact. E, lucrul ăsta se întâmpla și în Orient. Miercuri, deja începem să ne pregătim pentru patim și se amintește de femeia păcătoasă. Acum e un sinaxar aici, lung, că-s două, că e una, Sfântul Ioan ce că-s două. În fine, e vorba de două variante din Evanghelie. Într-o Evanghelie se spune că o singură femeie păcătoasă e cea din casa lui Simon și cea care... a fost în casa lui Lazar, când a fost uns pe picioare. Alții spun că sunt două. Important e că se amintește de aceste evenimente din Evanghelie, unde Mântuitorul este uns cu mir, ca o anticipație a îngropării sale, fiindcă el n-a apucat să fie uns cu mir. Pentru că și femeile mironosițe, primele care au constatat învierea, se duceau cu mir ca să desăvârșească ungerea. Fiindcă la ei se înfășura un pânze în giulgiu și pânza aia, așa cum a cred că e obiceiul așa, se îmbiba în mir. Și ei se așezau în mormânt.
Și când s-au dus, cum spune la Evanghelie, au văzut giurgiurile singure zăcând. Și un înger stând la capătul pietrei, la dreapta mormântului. De asta la utrenie, la slujba aceea, înainte de liturghie duminica, înainte să iasă Evanghelia, a zis că Părintele citește din partea asta Evanghelia. E îngerul care a stat deasupra pietrei. Și când iese, ce se gândă? Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus. Adică e imaginea ieșirii Mântuitorului din mormânt. De asta la Paște se iese din Sfântul Altar și din Biserică, cu lumina și cu Evanghelia, este Hristos care iese din mormânt. Biserica este mormântul. De asta, după Paște, mai acolo. Și joi... Este bine, da. Este bine, mă iertați că vă intervin. Este bine că dăm toate aceste explicații, că Părintele Profesor dă toate aceste explicații, ca noi toți să înțelegem că nimic din ceea ce se face în biserică nu se face la voia întâmplării, fără a avea un înțeles, fără a avea o rațiune, fără a avea un mesaj, un conținut, o simbolistică, un scop chiar, că Sfânta Liturghie nu este așa un spectacol la care asistăm, participăm, poate așa, cu gura căscată, dar nu înțelegem sau nu pricepem aproape nimic, sau chiar nimic. Și mai mult spune, mai la ce merg la aceeași slujbă în fiecare duminică, la ce să merg, că e tot aceeași. Și ea, practic, se repetă și atât și nimic mai mult. Și că fiecare sfântă slujbă, fiecare moment al fiecarei sfinte slujbe are o simbolistică, are un mesaj, are un conținut teologic, dogmatic, biblic, scripturistic, extraordinar. E bine de reținut și de înțeles toate aceste lucruri spre a se lua aminte că tot ceea ce se face în biserică se face cu bună rânduială. Fără a fi ceva la voia întâmplării, ci totul se face după rânduială, după învățătura anume stabilită și toate acestea ne sunt nouă de folos. Nouă și mai ales mântuirii noastre, a sufletelor și a trupurilor noastre. E foarte bine de luat aminte aceste lucruri, că foarte multă lume zice, a, ce face popa acolo, în sfârșit. Și, practic, își ține el acolo, își face numărul, că e mai nouă această expresie, și apoi își ia bănuțul și pleacă. Nu! Iată, toate aceste cărți, toate aceste explicații, toate aceste sfinte slujbe au o rânduială și au o rațiune prin care ele există și se desfășoară sau se prezintă nouă credincioși. Noi suntem provocați să încercăm să trăim simbolismul, știți? Că am rămas cu simbolismul. Apropo de scoaterea crucii, dacă reușim când se scoate crucea să trăim răstignirea Mântuitorului. Extraordinar! Este. Asta, eu am văzut, sunt oameni care lăcrimează în momentul ăla. Sunt oameni care obleșiți. Nu au niciun fel de problemă. Dar aici e provocarea fiecăruia de a trăi momentul respectiv. Asta și după ce realizezi sau conștientizezi, da, și da. Rațional, că atunci și se întâmplă ceva deosebit. Da, nu trebuie să aveți impresia, acum s-ar putea să ziceți, a venit ăsta, ne-a spus 100 de lucruri, eu de unde să le știu pe astea acolo. Se învață treptat, oricum nu o să ajunge să le știți ca cineva care se ocupă de lucrurile astea, dar cel puțin în ce privește Sfânta Liturghie, puteți afla foarte multe lucruri legate de ce înseamnă... Și catehismele noastre da, sunt da. Prezentate. Acest. Adică acum nu mai poate spune nimeni, n-am avut de unde să învăț. Da. Ca să terminăm, joia sunt patru lucruri. Sfânta spălarea picioarelor, e vorba de spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul înainte de cina cea de taină. Lucrul care se mai face pe la mănăstire astăzi, poate ați văzut. Starețul în mod simbolic spală picioarele celor mai mici, dar vă imaginați, e vorba de așa. Pe, în Orient era acest obicei, fiindcă nu aveau sandale și erau foarte prăfuiți. Pe, și erau da, un gest de acum pentru noi, dacă vine la cineva la tine și îl speli pe picioare, pare o nebunie, dar era un lucru obișnuit acolo. Cred că în acest context a spus Mântuitorul, tu nu mai spăla da, picioarele când i-a spus la tine. Nu i-a spus că avea el pretenție să-i spele picioarele, ci era un lucru firesc pentru cineva care primea un oaspete. Era un... Așa cum
cu respect. Da, exista și există până astăzi obiceiul când te duci la cineva să te descalți, știți? Acum, elegant nu e să faci lucrul ăsta, nu? Adică nu e în codul bunelor maniere. Cineva zicea că nu e geamie, știi? Exact, dar sunt case și mai ales la țară, unde dacă intri încălțat e o mare neobrăzare. Așa cum în, la Schilați, să te descalți este o neobrăzare. Adică e vorba de obicei și de... Bine, dacă ești plin de noroi, e indicat să te... Da. De spălarea picioarelor, cina cea de taină, și spune, adică predarea fricoșitoarelor taine, adică nu predarea în sensul că... ci în sensul că în momentul ăla i-a învățat, i-a spus, luați, mâncați, bezi dintr-o acestea toți și aceasta să faceți într-o pomenirea mea. Ca și cum le-ar fi predat, adică le-ar fi oferit. Prin învățare, ca la școală. Și rugăciunea cea mai presus de fire, e vorba de rugăciunea din grădina Ghețimanii și mai presus de fire, fiindcă erau lacrimi de sânge, știți, din Evanghelie, și vânzarea Domnului. E vorba de Iuda care a ieșit de la cină și s-a dus să-l vândă. Și deja în Vinerea Mare e răstignirea Mântuitorului, îngroparea lui, care e de fapt prohodul. Prohodul e slujba îngropării Mântuitorului. De asta se spune, i-am cântat prohodul cuiva. Adică i-am făcut înmormântarea. Și în Sâmbăta Mare este deja mormântul și pogorârea la iad a Mântuitorului. De unde i-a ridicat? Pe cei căzuți, Adam și Eva și cu toți drepții Vechiului Testament. De asta noi pomenim Sâmbăta Morții, fiindcă Mântuitorul Sâmbăta s-a pogorât la iad și a ridicat de acolo. Și noi sperăm ca și pe morții noștri și pe noi când vom ajunge în situația lor să ne ridice. Și duminica, ziua învierii, care dis de dimineață, mergând femeile la mormânt, au găsit mormântul gol și așa cum soarele răsare dimineața și Mântuitorul a înviat. În altă ordine de idei, schimbând registru, apropo, vreau să vă precizez că părintele este profesor de specialitate, predă liturgică și pastorală la facultate. Deci se ocupă de această materie, de această disciplină a descifrării, dacă vreți, a expunerii tuturor acestor simboluri religioase din Sfintele Slujbe. Sunteți parohul Bisericii Sfântului Ilie Gorgan. Puteți să ne vorbiți în câteva cuvinte, să ne prezentați Biserica Sfântului Ilie Gorgan împreună cu slujitorii de acolo și cu activitatea liturgic, pastoral, misionară și administrativă și cultural duhovnicească a bisericii respective, a comunității parohiale respective. În câteva cuvinte nu pot. Am înțeles că a fost părintele Crețu luna trecută, care este împreună cu noi acolo. Suntem patru preoți. Toți suntem la facultate. Părintele Vasile Gordon e profesor de omiletică, este cel mai în vârstă dintre noi și care a fost aproape 20 de ani paroh înaintea mea. Și e socul meu între noi, fie vorba așa, să înțelegeți. Părintele Emanuel Băbuș, care stă aici la Nicolae Grigorescu, are acasă, dar este... A fost cântăreț la Iubești Ciocla. Și venea până aici. Da. Care e profesor de bizantinologie, de istoria Imperiului Bizantin, părintele Crețu, care e la catehetică, cel care a fost luna trecută, și cu mine. Acum nu e o biserică altfel decât altele, deși ați văzut că fiecare dintre noi, când mergem la o biserică sau slujim la o biserică, avem așa sentimentul și eu cred că e un sentiment bun, că la noi e ca la nimenea. Adică eu am sentimentul că mă duc în altă parte să slujesc, vreau să mă întorc acasă. E ca vorba aia, zice, să dormi în patul tău. Adică te obișnuiești cu oamenii, cu atmosfera de acolo și încercăm să îi ținem pe oameni împreună, fiindcă ăsta e lucrul cel mai important, că oamenii să fie împreună înaintea lui Dumnezeu. Și oricum oamenii care vin la noi, în general, nu sunt neapărat din parohie, fiindcă parohia administrativ vorbind e foarte mică, are 800 de familii. E blocul ăsta de aici, dacă ar fi somos. Poate chiar mai așa. Fiind într-o zonă de centru, e la izvor,
în spatele Arhivelor Naționale, Liceul Lazar, Primăria Generală, zona aia, Cismigiu, ca să înțelegeți, pod, podul Izvor, Teatrul Bolandra, Tinerimea Română, cam astea sunt reperele. Sunt multe case, multe firme, multe instituții, deci nu sunt oameni care vin neapărat, fiindcă locuiesc în teritoriul administrativ al parohiei, sunt oameni din toate colțurile Bucureștiului. Uneori mai vine și domnul Gombo și acum vi-l urăsc, ca să știți. Dar ne bucurăm că participă din când în când la noi la slujbă. Sperăm că vine fiindcă îi place. Așa. Și activitățile sunt cele firești, am spune, dar încercăm să ne gândim ce au nevoie oamenii, de fapt, pentru a fi împreună. De la copiii pe care îi strângem la diferite activități, tinerii... Știu că doamna preoteasă, doamna Laura, se ocupă de ei, de copii, de tineri. Da, și nu numai ea, acum, ca să nu mă laud. Nu, avem un grup de tinere, mămici, care organizează astfel de lucruri cu copiii mai mici. Acum e și avantajul că, de exemplu, eu am copii de la clasa 3-a în jos până la un an și două luni, să zic așa. Înțelegeți? Și atunci am preocuparea asta de vârst. Și părintele Crețu are două fete, una clasa 0 sau clasa 1 și una mai mică. Ceilalți preoți au deja copii mai mari. Și atunci, dar nu înseamnă că ne ocupăm numai de aceștia mici. Și cu sprijinul unor specialiști, profesori de arte plastice, mai avem actori care vin la noi și care ne ajută, organizăm anumite activități, mai ales înainte de Paști și de Crăciun, mai ales înainte de Crăciun. Cu un spectacol creștin, cu ateliere de creație, așa. Cu tinerii mai facem un pelerinaj. Oricum avem miercuri seara un dialog catehetic la care... De apreciat, care se face de aproape 20 de ani fără întrerupe. E mare lucru. Da, e dar practic dialogul e ca, e ca un fel de, cum ar fi slujba de miercuri seara. Adică după slujbă se rămâne o oră pe diferite teme și acolo vin din toate categoriile de vârstă. Nu sunt foarte mult. La început erau, apropo de râvna convertitului, la început, când a început Părintele Gordon această... În 90, nu știu, acum 20 de ani, la inițiativa SCOR-ului au fost făcute aceste serii de dialog și, nu știu, s-ar putea să fie printre puținele biserici unde a rămas activ. Da, așa. Și erau mai mulți oameni, acum sunt mai puțini, dar ne întâlnim... Credeți că, iertați, noi avem ispita aceasta de a începe un lucru, dar de a nu-l mai duce la bun sfârșit, până la capăt. Să și spune că definiția omului serios este, omul serios este cel care duce la capăt ce a început. Că asta e o problemă românească, de fapt. Bine, și bulgărească și e în zonă. Așa, și încercăm să... programul liturgic, de fapt, vedeți că aici ne putem concentra foarte mult pe activități cu copiii, cu tinerii, cu toate categoriile sociale și să uităm că, de fapt, miezul unei parohii trebuie să fie Sfânta Liturghie. Adică omul trebuie să participe la liturghie, să se împărtășească, dacă poate, cât mai des, când e pregătit pentru asta, și să nu fie accentul pe maslu, pe alte lucruri care nu sunt, sunt doar pregătitoare pentru Sfânta Liturghie și pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Fiindcă sunt oameni care preferă aceste slujbe care aparent îți oferă niște rezultate concrete, dezlegări, maslu, eu știu, seștanii, acum e nebunia asta cu... Toată lumea crede că dacă nu facem martie, nu se mai poate face seștanie. Vedeți că și părintele a plecat săracul, probabil că nu mai face față. Și atunci, încercăm, așa cum v-am spus, să fim oameni normali și să... Când vom fi întrebați, ați văzut că la... În Viața Mariei Egipteanca, la un moment dat, îi adresează niște întrebări lui Zosima, când s-a întâlnit cu el. Zice, cum trăiesc creștinii astăzi? Cum cârmuiesc ocârmuitorii? Și cum este păstrată biserica? Asta l-a întrebat pe Zosima, Mariei Egipteanca, după atâția ani de pustiu. Și mă gândeam așa, cum o fi, dacă la un moment dat nu v-a întrebat Dumnezeu, zice, cum
ai păstorit, cum ai păstrat biserica. De cârmuitor e treaba lor, dar celelalte două voi fi responsabil. Bine, dacă mă va întreba de cârmuitori, aș vrea să nu mă... să le zic că au făcut ce au putut. De apreciat armonia. Cred că suntem singura biserică din București unde slujesc patru preoți și toți patru profesori. Și unde este o relație normală și armonioasă între cei patru slujitori. Da, mă, să nu credeți că erau eu pe pământ, neapărat. Dar cel puțin așa se vede și așa se simte din afară. Da. Asta e bine. Nu ne-am certat până acum, ca să fiu foarte concret. Acum, ca în orice familie există, ați văzut. Dar important când există astfel de neînțelegeri, să ți le spui și să le rezolvi pe care pașnică. Iar faptul că suntem și profesori la facultate, eu cred că asta e al doilea lucru. Cel mai important, și oricum cele mai multe lucruri le-am învățat de la credincioși, nu din cărți. Sau din experiența cu credincioșii. Asta a spus-o, acum îl place pe Pentele Galeriu, că a spus lucrul ăsta la un moment dat. Eu, de exemplu, dacă aș fi pus să aleg între facultate și parohia, aș alege în primul moment parohia, fără, și nu din motive financiare. Sau, pur și simplu, dacă ar fi să mi se ia ceva, aș prefera să mi se ia... Da, fiindcă... E ca și când ai fi profesor la medicină și tu n-ai pus mâna în viața ta pe bisturiu și ai învățat pe alții să opereze. Nu merge. Și, din păcate, sunt astfel de cazuri și la medicină. Da. Dacă mai sunt întrebări... E târziu. Dacă nu, Olivia. Dacă te invită cineva la masă și persoana aceea nu poți pește, ce să faci? Așa. Ce să fac? Da. Nu, ce fac? Acum aici... Ați înțeles ce m-a întrebat? Da. Dacă refuză să spun. E delicat. Nu putem, părerea mea, că nu poți să dai o soluție universal valabilă. Așa cum sunt unele, ați văzut, produse din astea, ce merge și la aia și la aia, aproape că face orice. Când e un produs ăsta, e clar că nu-i bun. Așa e și cu asta. Nu cred că e o soluție. Depinde de atmosferă. E clar că tu ar trebui să postești. Adică, principiul eu dacă postesc, îmi asum lucrul ăsta. Problema e cum îl mărturisesc. Fiindcă dacă îl mărturisesc într-un anumit fel, pot să cad în mândrie. Eu postez. Pot să mă îndreptățesc, să spun, decât să mă mândresc, mai bine mănânc. Cred că soluția intermediară e cea mai bună, astfel încât... acum depinde și dacă e o masă în care tu ești cam singurul invitat sau așa, nu ai cum să eviți. Dar dacă e o masă la care poți să eviți mâncărurile de dulce, poți să te duci și să mănânci și numai anumite mâncăruri. Dar cred că, la un moment dat, e nevoie și de o mărturisire, chiar cu riscul mândriei. Că noi ne ferim. Adică de la ferirea... Adică dacă cu demnitate, dar fără da, în sensul de, nu te supăra, știi, eu acum postesc. Oricum, mi se pare ciudat cineva să ne invite și în vinerea mare la ziua lui. Cred că ai putea refuza foarte elegant. Noi nu pot... Gândiți-vă că un adventist, de exemplu, nici n-ai îndrăznit să-l inviți sâmbătă undeva la ora la care el trebuie să fie la adunare. Sau dacă cineva e vegetarian, toată lumea se dă peste cap să-i facă un meniu vegetarian, nu? Da. Că știi, e cu tare... Acum și la anunț, ați văzut că sunt meniuri vegetariane. Acolo nu se mai rușinează nimeni. Dar în cazul postirii, asta arată și că e ceva de la Dumnezeu cu postirea asta, apare rușina, care nu e de la Dumnezeu. Adică rușina de a mărturisi că postești. De asta spun că nu e universal. Poate fi cazul unui copil, de exemplu, care se duce la ziua unui coleg. Și atunci el, mâncând de post, poate fi pus într-o situație care să-i creeze așa un... nu handicap, e mult spus, o frustrare, da. Mai ales că el nu înțelege de ce tata zice să postească. Eu știu copii și chiar am exemplu, nu ai mei, nu, la ai mei am probleme din punctul ăsta de vedere, dar am mătușa soției mele, are mai mulți copii, dar cei mai mici, eu am rămas șocat să văd că au venit, de exemplu, la un moment dat la mine și ai mei erau foarte mici și mâncau ciocolată și Vasile, că așa îl cheamă,
nici n-am, am zis, hai Vasile, ia și tu. Și zice, nu, nu, că eu țin post. Și el stătea ca un om mare, n-a avut niciun fel de... Ai mei erau ca la desene animate cu ochii. Dar asta fiindcă a fost educat în felul acesta. Și cred că se poate realiza lucrul ăsta, dar să nu cazi în mândrie și mai ales cel mai rău e să cazi în judecata celor. Să te duci la masa respectivă și să începi să zici, băi, nu știți că e vinerea mare, ce faceți aici? Să le ții o predică, să... Și e tendința asta omului care știe anumite lucruri legate de biserică și mai ales dacă le practică, de a le solicita celorlalți și efectul este, din păcate, dezastruos. O mamă care merge în fiecare zi și spune copilului ei care nu vine la biserică, ar trebui să vii și tu la biserică, ai păcate și să te spovedești că e post. Ăla nu va veni, cu siguranță. Dacă îl cicălești în fiecare zi să vină la biserică, să postească, îi trântești oalele pe acolo cu friptura și așa mai departe. Adică Mântuitorul însuși n-a procedat așa când a avut de-a face cu... Adică nimic prin impunere, nimic prin supunere. E ca la... N-ați văzut? Păi, acum suntem ca acasă. Se va registra, dar nu... De exemplu, eu copilor mei, de ăsta e mare de cel clasa... Cel care m-a întrebat și el. Da. Celui Ștefan, cheamă băiatul meu cel mare, îi spun de cât are, 10 ani aproape, să-și pună papuci când umblă în casă. Fiindcă avem o casă unde e casă paruhială, unde e mozaic pe jos și el și poate răci. Eu în fiecare dimineață îi spun să-și pună papuci. Cred că la un moment dat ar trebui să renunț, poate așa și pune. Așa poate fi și cu cicăleala cu biserica. Sunt copii care au șansa să crească în familii care postesc. Sunt alții care au șansa unei convertiri, fie la ora de religie, fie, eu știu, ajung la o biserică și ajung ei să-i convertească pe părinți. Dar trebuie analizat fiecare invitație în parte. Nu cred că e bine să spui, eu niciodată nu o să... Cred că la un moment dat poți să mănânci ceva cu brânză mai bine decât să... Dar să-ți asumi lucrul ăsta, adică nu să zici, domnule, am făcut o faptă bună. Te duci la duhovnic și spui, părinte, uitați, n-am putut să rezist. Că sunt mulți care sună duhul, am și o dezlegare să mănânc cu brânză. Asta urma să vă întreb. Tu mănâncă și după aia vii la... De ce mă pui pe mine să-ți dau o dezlegare ție și tu stai liniștit cu... Kaiserul în brață. Nu, asta era întrebarea. Putem practica o dezlegare, nu cumva păcătuim față de duhovnic, mândru în situația aceasta? Față de Dumnezeu să nu păcătuim. Față de Dumnezeu, dar... Știți cum e cu dezlegarea? Acum, fiecare și-a dezlegările lui, știți? Că fiecare avem dezlegările noastre. Numai că problema e... Că eu sunt duhovnic pentru anumiți oameni, dar și eu am duhovnicul meu, știți? Și gândiți-vă la mine, eu când am brânzica în față, și zic, păi nu, Doamnei cu tare i-am dat și așa, dar eu n-am nicio neputință, adică pot să nu mănânc. Sau ești în călătorie și te oprești acolo la pădurea Bogata și vezi păstrăvărie. Și zici, păi, e miercuri, păi, hai că nu e vineri. Și încep, înțelegeți? Și atunci compromisurile astea mici duc până la urmă și la un compromis mai mare. Că zici, plouă, cum a fost duminic, hai că nu mă mai duc la biserică. O face loarcă. Ar trebui să avem lucruri în viața noastră la care să nu facem rabat. Cât mai multe. Dar nu în mod, cum să spun așa, absurd. Absurd. La mie, în satul în care m-am născut eu, erau mai mulți creștini din oastea Domnului. Și ați văzut că, acum dacă e cineva, să nu se supere pe mine, dar ei sunt mai apropo de ce spuneam, au lucruri la care nu discută. Și țin minte că Nea Vasile, tot Vasile chema, a murit săracul, Dumnezeu să-l ierte, avea un băiat care a spălat mașina într-o zi de sărbătoare. O Dacia albă, mașina. Și mi-a rămas în imagine când Nea Vasile s-a dus și a dat cu praf pe ea că o spălase ăsta în zi de sărbătoare. Adică mi s-a părut exagerat. Așa cum tot în sat am o 300 și mai vreo 98 de ani, cred că îl bate pe Belgian, o femeie care e atât de îndrăgostită de ziua de vineri, adică o respectă ziua de vineri, nu mănâncă până seara și dacă pică Crăciunul vineri, ea postește. Adică n-a putut să înțeleagă că Crăciunul
E mai mare decât vinerea și nașterea Domnului. Adică a făcut din vinere un idol. S-ar putea Dumnezeu să aprecieze râvna ei. Adică nu cred că îi se va pune la... Dar principial nu e corect. Nici o râvnă de asta dusă la extrem nu cred că ne poate mântui automat, ci, așa cum spun toți Sfinții Părinți, dreapta socotință. Adică un echilibru care să nu ducă la dezlegări prea multe. Cam asta ar fi soluția. Părintele Teofil Părean avea, nu? Dragă, nici abuzul, nici refuzul în situații de felul acesta sau asemenea. Da, și părintele când îi spuneau, de să mă rog neîncetat, și băi, să și dormi. Și pe când mai dormi dacă te rogi neîncetat? Adică să... Că îl mai întrebau, și ce să fac, părinte, că sunt obosit și nu mi-am terminat canonul sau rugăciune? Da, da. Du-te, dragă, și te culcă, că n-ai să mai faci nimic bun. Nici rugăciunea și nici să și nu ești bun de nimic. Da. Era un părinte la Athos care căruia frații mai zeloși îi spuneau tot timpul, uite, ăla nu face, ăla nu face. Și zicea, ăla face doar 3 metani, ăla se roagă doar o oră, așa. Și el zicea, în toate cazurile, de cât de loc, și a rămas cu vorba asta, și de cât de loc, mai bine. Numai că trebuie să recunoaștem, ne îndreptățim, zicem, hai, zic și un tatăl nostru și mă culc. Aia nu e... Când ești topit, da, dar dacă poți să zici mai mult, nu strică. Că părintele Teofil, tot în contextul ăsta, a întrebat și ce să fac, părinte, dacă și mâine seară mi se întâmplă la fel. Probabil, și-am fi până adormit. Și am căscat. Avea simțul morzic. Mai stăm? Vă mulțumim din suflet. Doar câteva anunțuri mai fac scurte. Știți că în perioada 27 aprilie, 2 mai, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu purtarea de grijă a Maicii Domnului, un grup de 9 persoane, în frunte cu Părintele Paroc Daniel Goca și Părintele Mihail Dumitru Stanciu, plecăm în Sfântul Munte, dacă rânduie Dumnezeu, dacă ajută Dumnezeu. Așa cum am făcut și anii trecuți, cei care vreți și aveți această dragoste și dorință, vă luăm și vă ducem acatistele și pomernicele pentru a le transmite, pentru a le duce schiturilor românești. Prodromul, Lacul și Sfântul Gheorghe Capsala. Așa încât, cei care aveți această dorință, această dragoste sau disponibilitate, să le aduceți la biserică, până cel târziu în ziua de duminică, 26 aprilie, la sfârșitul Sfintei Liturghii. Și pentru a nu exista o răstălmăcire sau tentație sau ispitire de niciun fel, să le puneți pomericele, acatisele în plic închis. Nu. Și noi cum le aduceți, vom avea o cutie, cum am procedat și anii trecuți, și cum le aduceți, așa le ducem. Le împărțim în 3, că sunt 3 schituri, și dăm fiecare câte pomerice se adună. Asta una. A doua, repet, următoarea seară duhovnicească va fi luni, 20 aprilie, ora 19, aici, cu domnul profesor, să dea Dumnezeu să ajungă și părinte, Ion Marian Croitoru, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Valahia din Târgoviște. L-ați cunoscut, a fost și anul trecut, el a făcut studii la Atena și care va vorbi despre pocăință la Sfântul Ioan Gură de Aur, sau Sfântul Ioan Gură de Aur, dascălul pocăinței. Și următoarea seară duhovnicească, luni 18 mai, dar până atunci vă vom mai anunța și ține la curent cu toate detaliile. Doamne ajută, un post ușor și binecuvântat în continuare. Mulțumim, Părinte Profesor, și vă mai așteptăm cu mult drag în mijlocul nostru. Seară binecuvântată tuturor. Nu plecați înainte de a face rugăciunea și obișnuita poză de grup. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacucernice, Părinte Profesor, binecuvântați! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dacă vreți să le mai adresați un ultim cuvânt... Noapte bună! Să mergem!